Salut! Imaginați-vă acest lucru. Un produs simplu și accesibil vă poate ajuta să vă mențineți tensiunea arterială la un nivel ideal de 120/80. Aceasta nu este doar o dorință, este o realitate dovedită. În acest videoclip vom discuta despre modul în care acest produs poate fi aliatul dumneavoastră natural în gestionarea hipertensiunii. Rămâneți alături de noi pentru a descoperi cum să mențineți cu ușurință o tensiune arterială perfectă fără a vă baza pe medicamente. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade. Să începem! De ce sunt periculoase fluctuațiile tensiunii arteriale? De ce devierile tensiunii arteriale necesită corecție? Problema este că hipertensiunea arterială este una dintre principalele cauze ale mortalității, conform statisticilor. Tensiunea arterială se referă la presiunea constantă a sângelui împotriva pereților arterelor dumneavoastră. Aceasta poate crește după exercițiile fizice sau în timpul situațiilor stresante. În mod natural, corpul dumneavoastră se adaptează și aduce tensiunea arterială la normal. Cu toate acestea, dacă un tensiometru arată în mod constant valori ridicate fără o cauză aparentă, acest lucru este cunoscut sub numele de hipertensiune arterială. Aceasta înseamnă că circulația sângelui este afectată, iar inima dumneavoastră trebuie să lucreze mai mult pentru a împinge sângele prin vasele dumneavoastră. Hipertensiunea arterială frecventă indică o afecțiune cronică. Pericolul vârfurilor de tensiune arterială este că hipertensiunea poate fi asimptomatică pentru o lungă perioadă de timp, dar consecințele pot fi grave, ducând la probleme cardiace și în cele de urmă la un accident vascular cerebral. Semnele critice includ o durere de cap persistentă care nu dispare cu analgezice, frisoane, greață, plus rapid și înroșirea feței. Alte simptome pot include amețel, probleme de vedere, apariția unor pete, oboseală și sentimente de anxietate. Dacă hipertensiunea este diagnosticată, este esențial să luați medicamentele prescrise de medicul dumneavoastră. În plus, evitați efortul excesiv, renunțați la obiceiurile proaste și respectați o dietă sănătoasă. Indicații privind alimentația sănătoasă. Este esențial ca cei cu hipertensiune arterială să consume zilnic alimente bogate în fibre și să limiteze sarea și grăsimile animale din dieta lor. Ateroscleroza este unul dintre factorii care cresc tensiunea arterială, așa că este important să includeți în dietă alimente bogate în compuși lipotropi, care ajută la descompunerea și eliminarea colesterolului. Cu toate acestea, o dietă strictă nu este necesară pentru gestionarea vârfurilor de tensiune arterială, iar postul nu este în general recomandat. O alimentație echilibrată și alimentele aprobate de medic sunt suficiente. Alimentele care pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale pot fi categoriste în linii mari. Fructele citrice. Dintre citrice, portocalele, grapefruitul și mandarinele sunt deosebit de benefice pentru cei cu hipertensiunea arterială. Aceste fructe sunt surse de vitamine și minerale care au un impact pozitiv asupra organismului uman. Potasiul, piridoxina, acidul ascorbic și fitonutrienții contribuie toți la normalizarea sistemului circulator și la întărirea organismului în general. Flavonoidele ajută la fluidizarea sângelui și influențează pozitiv procesele metabolice. Pentru a vă îmbunătăți starea de bine și a vă stimula sistemul imunitar, beți un pahar de suc de fructe proaspăt stors în fiecare zi, timp de 2 săptămâni. Veți observa o schimbare pozitivă până în a treia zi. Adăugarea unei felii de lămâie la ceaiul de dimineață este de asemenea benefică. Puteți chiar să vă faceți propriul gem rapid și ușor. Rețetă de gem. Pentru un desert delicios și sănătos fără conservanți, veți avea nevoie de o portocală și puțin zahăr. Tăiați portocala în cuburi, presărați-o cu zahăr, adăugați un vârf de cuțit de vanilie și puneți amestecul la microunde timp de 8-10 minute, amestecând la fiecare 3 minute. Rodiile au de asemenea proprietăți de scădere a tensiunii arteriale. Vitamina C și numeroși alți compuși activi ajută la îngustarea vaselor de sânge. Doar 50 de grame de suc de rodie pe zi pot duce la o reducere treptată, dar constantă a tensiunii arteriale cu până la 15 unități pe parcursul a 6 luni. Totuși, acesta este motivul pentru care rodia nu este recomandată persoanelor cu tensiune arterială scăzută. Produsele lactate cu conținut scăzut de grăsimi, cum ar fi cele cu 1,5% sau 2% grăsime, sunt de asemenea benefice. Reducerea conținutului de grăsimi din dietă scade conținutul caloric al acesteia, ceea ce este esențial pentru normalizarea tensiunii arteriale.
În plus, produsele lactate conțin potasiu, calciu și magneziu, care sunt esențiale pentru îmbunătățirea funcției inimii și a vaselor de sânge. Opțiunile potrivite pentru consumul zilnic includ brânza de vaci, chefirul, iaurtul, laptele de grăsat și soiurile de brânză neserată. Untul și smântâna sunt cel mai bine savurate atunci când sunt incluse în alte feluri de mâncare. Iată o rețetă pentru o caserolă de brânză de vaci cu conținut scăzut de calorii cu fructe uscate. Dacă ați fost vreodată la grădiniță, probabil vă amintiți gustul delicios al caserolei cu brânză de vaci. Pentru a reduce numărul de calorii, vom folosi un pachet de brânză de vaci fără grăsimi, 4 ouă, 2 linguri de zahăr și o mână de fructe uscate spălate, precum caise, prune sau stafide. Se separă gălbenușurile de albușuri și se amestecă gălbenușurile cu brânza de vaci. Albușurile cu zahărul se bat spumă separat, apoi se combină ușor toate ingredientele, adăugând un vârf de cuțit de bicarbonat de sodiu și fructele uscate tocate. Turnați amestecul într-un vas de copt și introduceți-l în cuptorul preîncălzit. Coaceți la 200 de grade Celsius timp de aproximativ 30 de minute. Legumele. Pentru cei care au probleme cu tensiunea arterială, legumele sunt benefice atât în formă crudă cât și gătite. Pentru a ajuta la reducerea colesterolului, topinamburul, dovleacul sunt deosebit de bune. Cartofii, vinetele și varza sunt excelente atunci când sunt coapte, deoarece sunt bogate în potasiu. Fasolea și mazărea verde sunt bogate în magneziu. Doar 2 căței de usturoi pe zi pot îmbunătăți semnificativ fluxul sangvin. Fasolea și lintea sunt cunoscute pentru scăderea tensiunii arteriale, dar deoarece sunt bogate în calorii, se recomandă să nu se consume mai mult de o cană pe zi. Pătrunjelul, mărarul, măceșul și menta sunt de asemenea benefice. Nu ezitați să adăugați aceste ierburi în salatele dumneavoastră pentru o bună doză de acid folic. O altă modalitate de a scădea tensiunea arterială este prin consumul a 200 ml de suc de sfeclă. Lăsați sucul să stea câteva ore înainte de a-l bea și consumați-l zilnic până când starea dumneavoastră se îmbunătățește. Există o mulțime de rețete de mâncăruri ușoare și sănătoase cu legume pentru o dietă echilibrată. Supă de pește. Începeți prin a fierbe 2 litri de apă. În timp ce se încălzește, tăiați cubulețe niște cartofi, morcovi și ceapă și clătiți niște orez. Adăugați aceste ingrediente în oală și fierbeți timp de 15-20 de minute. Deschideți o conservă de pește cum ar fi saur sau macrou și adăugați-l împreună cu o frunză de dafin. Lăsați supa